Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știrea cea bună. În această ocazie avem o provocare pentru dumneavoastră, și anume, cum ar trebui să arate viitorul președinte al României. Deja ne gândim la anumite aspecte care țin de acest subiect și vreau să atrag atenția asupra faptului că emisiunea asta este una deosebită. Pentru că unul dintre semenii noștri care este un succesful, adică un om de succes în afacerea proprie și este plecat din țară, s-a gândit să candideze la președinția României la următoarele alegeri. Dacă l-asculți așa puțin, ai impresia că e doar un visător. Dacă l-asculți un pic mai mult, începe să se îngroașe gluma. Dacă l-asculți chiar mult, îți pui foarte multe întrebări. În această seară împreună cu noi se află domnul Sorin Budacan, antreprenor. Bună seara, Sorin, bine ai venit! Bună seara, bine ai găsit! Am pus o întrebare, dragilor noștri privitori, și vreau să le spun care este întrebarea asta pe care le-am adresat-o în legătură cu emisiunea acestei serii. Care credeți că sunt principalele caracteristici pe care trebuie să le aibă un președinte? Și mă refer la președintele României. Vreau să ne scrieți și locul de unde ne scrieți și de unde ne urmăriți. Și vreau să te întreb, Sorin, pentru început, cum de ți-a venit ideea asta să vrei să fii președintele României? E foarte greu să te expui în fața unui astfel de demers. Întotdeauna eu am încercat, de fapt am așteptat ca altcineva să facă pasul respectiv. Și am stat și am văzut foarte mulți critică, oameni care sunt foarte cunoscuți, oameni care sunt foarte urmăriți de opinia publică. Și îmi plac comentariile lor, dar nimeni nu spune, fac un pas în față. Și pentru că știu că deja se apropie alegerile, mai rămâne, deși este un an și jumătate până la alegeri, e un timp foarte scurt și nu văd pe nimeni, și atunci am spus, domnule, hai să ies înainte, am și niște idei chiar foarte bune pentru popor și hai să merg înainte, pentru că nu vreau ca poporul român să se găsească din nou cu situația în care să aleagă doar între niște oameni care întotdeauna au fost doar ei acolo, se schimbă unii pe alții, dacă îmi permit să spun așa, trebuie să aleagă între hoțul numărul 1, hoțul numărul 2, hoțul numărul 3 și hoțul numărul 4. Nu există și o altă alternativă. Deja, văzând care stau lucrurile, cum stau lucrurile la cei care se vehiculează prin presă, care vrea să candideze la președinție, mă iau de cap și spun, vai, deja avem o problemă, nu există nimeni. Și atunci am luat această inițiativă de a face un pas înainte și de a mă prezenta pentru alegerile următoare din postura de independent, pentru că nu vreau să fac parte din niciun partid, nu vreau susținerea politică a niciunui partid, sunt chiar împotriva acestor partide, toate partidele respective nu au făcut altceva, ne-au demonstrat în decursul la 28 de ani până acum de democrație, ne-au arătat cum se poate distruge o țară, cum se poate vinde o țară, cum se poate distruge populația unei țări și cum se poate risipi în întreaga lume populația acestei țări. Așa că cu durere în inimă am luat această decizie de a mă prezenta pentru alegerile prezidențiale. Iată, domnul Ioan este de acord cu tine, spune, vrem numai să nu mai fie hoți, nu mai vrem partide care să distrugă țara, toate partidele au distrus țara, în special cele care au fost la conducere și cele care au guvernat mai mult. Dar cum v-ați descurcat voi fără partide în situația în care ar fi vorba să fii președintele României? Da. Care este proiectul tău, practic? Care este șocant și în același timp incredibil. Da. Nu spun că partidele ar fi rele. Doar că, de exemplu, eu trăiesc în Barcelona de 18 ani. Nu-i un model Spania cu partidele ei. Este corupție foarte multă și acolo. Dar dacă ar fi să ne gândim la o țară mai civilizată, o țară nordică, ca să spunem așa, partidele funcționează foarte bine, sistemul democratic funcționează foarte bine. Ce se întâmplă când aceste partide în țara noastră, de exemplu, nu funcționează absolut deloc? Eu consider aceste partide niște rechini care, dacă cineva sare în apă, imediat au venit și l-au mâncat. Nu poți să faci absolut nimic din cauza acestor partide. Deci, sunt un cancer pentru poporul român. Întrebarea pe care aș vrea să o pun eu celor care ne urmăresc,
Ce facem de acum înainte? Să merită, din moment ce ele au demonstrat că nu pot să facă nimic decât să distrugă țara, să merită să riscăm, să mergem mai departe cu acest format sau să schimbăm formatul, să facem altceva care să fie diferit de ceea ce a fost până acum. E adevărat, ideea pe care eu am în minte este o țară condusă fără partid, aleși din fiecare județ, de exemplu, 3 oameni. S-a făcut un referendum ca să facă 300 de parlamentari în loc de 600 sau cât sunt acum. Nu s-a pus în aplicare referendumul respectiv pentru că nu a fost interes ca să se aplice. Ei, dacă ar fi să alegem doar 3 reprezentanți din fiecare județ, nu am avea 300, am avea maxim 150, dacă mai punem și din diaspora. Și atunci, automat, am avea un număr redus de oameni, dar oamenii respectivi pe care vreau să îi propun pentru lucrul acesta, va fi ceva totul diferit. Eu propun să se facă un fel de comisie prin care să se aleagă comisie de 10 oameni. E adevărat, e diferit. Nu există nicăieri în lumea aceasta acest model. Dar de ce până acum n-a fost? De exemplu, comunismul cineva l-a inventat, socialismul cineva l-a inventat, democrația cineva a inventat-o. De ce să nu de ce să ne oprim aici și să nu inventăm ceva nou și de ce să nu mergem mai departe, să mai facem un pas încrezător că vom reuși să scoatem și altceva diferit. Domnule Budac, am ce ne spune doamna Velica. Succes, dar să luptați cu acest sistem este foarte greu, dar nu și imposibil. Are Se dreptate. Poate schimba sistemul? Adică sunteți așa ca un visător, ca un tip venit de pe altă planetă, mai ales că a stat afară în Spania 18 ani, care visează, dar lucrurile acestea sunt aproape imposibile. Eu nu zic că sunt imposibile, dar sunt aproape imposibile. Pe ce vă bazați când vă aruncați într-o luptă fără susținerea financiară, să zicem, a unui greu din România, fără susținerea unui partid, fără... Totuși, aveți niște argumente. Care sunt aceste argumente? Da. Doamna respectivă are foarte mare dreptate când spune e greu, dar nu imposibil. Deja mi-a acordat o șansă de a lupta pentru dânsa. Când spun lucrul acesta, mă refer, sunt atâtea exemple, eu am vorbit foarte mult cu oamenii care mi-au spus lucrul acesta, ce șanse ai tu ca să ajungi președinte și chiar să schimbi România exact așa cum uite, domnul Costi zice, susțin candidatura acestui român din popor. Da, tocmai asta este problema pe care noi o aveam românii până acum, faptul că încă nu am avut nici un candidat din popor și care să reprezinte poporul. Întotdeauna s-au găsit oameni, e adevărat, tot din popor, că n-au fost aduși din altă parte, dar nu reprezentau deloc poporul, reprezentau interesele altor țări sau a altor structuri. Și românii erau lăsați undeva la o parte. Eu cred în șansele acestea, dacă poporul vrea, și păcat că nu pot să scriu, dar scrie cu litere mari. Orice lucru, când spun orice lucru, ne putem imagina, orice lucru este posibil. Dacă poporul vrea, și acum vreau să-ți argumentez un lucru, să ne imaginăm că am avea posibilitatea să punem tot poporul, să-l adunăm la oaltă și să întrebăm, haideți oameni buni, să vedem, spuneți ce vreți să facem, vreți să-i dăm afară pe ăștia, să schimbăm tot sistemul, trebuie schimbat tot sistemul din rădăcini și să facem un alt sistem, da sau nu? Și sunt sigur că majoritatea poporului ar spune, în sfârșit, avem pe cineva care să-l reprezinte, în sfârșit avem pe cineva care să lupte pentru noi și în sfârșit avem pe cineva care să asculte de interesele noastre și să le pese. Bun, ce șanse sunt să dai la o parte un sistem ca ăsta? Pentru că există parlament, există guvern, președintele nu poate să facă mare lucru, exact. După cum vezi la Așa. Momentul acesta. Da. În formatul respectiv nu există nicio șansă. De aia trebuie schimbat.
Din ce cauză vreau ca eu să fiu președinte? Pentru că doar de acolo, după concepția mea, doar de acolo se poate face adevărata schimbare. De sus în jos. Se poate face și de jos în sus, dar am văzut că de jos în sus nu funcționează. Au intrat partide, sau sunt partide pe punctul de a intra foarte bune, partide care nu sunt corupte, lipsite de corupție, dar sunt sigur când vor intra acolo, ca și cum ar intra în apă, imediat răchinii pe ei și le-au mâncat. Deci nu funcționează sistemul de jos în sus. Am nevoie de sistem de sus în jos să pornim, de la președinte. În momentul în care ajungi președinte, ce faci? Bun, primul lucru, dacă voi ajunge președinte, va fi să convoc un referendum prin care oamenii să fie puși să aleagă în, opțiuni, să fie două opțiuni. Una, simplu, ce facem, oameni buni? Continuăm exact așa cum am mers și până acum, din rău în mai rău, pentru că din 89 încoace, am coborât în fiecare an câte o scară și aproape suntem de nivelul zero, mai avem puțin până acolo. Deci coborâm până mai departe sau oprim și schimbăm totul. O luăm de la capăt. Și o luat de la capăt înseamnă exact sistemul respectiv. Dacă populația acceptă varianta numărul 2, să o luăm de la punctul zero... Ce înseamnă să o luăm de la punctul zero? De la punctul zero, exact așa cum stau treburile acum, să începem să creștem. Nu mai coborăm, începem să creștem. Ca să avem nevoie de să creștem, avem nevoie să schimbăm legislația, să schimbăm structurile respective. În primul rând, tot Parlamentul jos. Președintele poate să convoace un referendum, de aia am nevoie eu să fiu acolo ca să pot să convoc un referendum. Guvernul poate, Parlamentul poate. În momentul respectiv, Guvernul și Parlamentul nu dorește lucrul acesta. Da? Le desfințez. Dacă e un cancer, au demonstrat în 28 de ani că dar doar vezi au că distrus în guvern, țara. În Parlament, sunt oameni care totuși au unii frică de Dumnezeu, sunt oameni care nu sunt chiar toți o apă și un pământ. Eu nu vorbesc de oameni în parte. Eu vorbesc de structuri. De sistem. De sistem. Sistemul tot. Bun, și ce faci? Ce pui în loc? Dacă, să zicem, ajungi președinte, convoci referendum, le spui la români, domnule, nu mai vrem parlament și guvern. Ce faci? Guvern o să existe. Guvernul actual este reprezentat de partide politice. Bun. Parlamentul îl vom înlocui și doar cuvântul parlament sau parlamentar, în ziua de astăzi, dacă întreb pe stradă, faci un sondaj de opinie, ce sinonime i-ai da cuvântului parlament sau parlamentar? Și o să vezi că unii spun hoți, alții bandiți, alții trădători, alții porci și așa mai departe. Deci trebuie schimbat inclusiv cuvântul parlament și atunci, sau parlamentar. Și atunci luăm o altă structură care eu aș vrea să fie numită Camera Reprezentanților. Cu adevărat să fie reprezentați, oamenii să fie reprezentați de acești oameni aleși din fiecare județ. Și atunci avem un parlament, dar nu îi vom mai pune numele de parlament, îi vom pune numele de Camera Reprezentanților. Guvernul se va alege din nou din oameni patrioți. Oamenii aceștia care va trebui să fie aleși, care am zis să fie aleși de către o comisie și nu din alegeri, pentru că eu sunt sigur că oamenii ar zice, uite domnule, dacă ar fi să meargă bine România, eu prefer să renunț la dreptul meu de a vota, nu trebuie să mă duc să aleg între hoțul numărul 1, hoțul numărul 2 și așa mai departe. Uite, eu renunț la dreptul ăsta, dar vreau ca să aleagă în locul meu cineva, să fie o comisie de oameni, de specialiști, de, să zicem, 10 oameni care să aleagă în locul meu, din toată țara, niște oameni care să aibă cel puțin 5 caracteristici care să-i determine. Și dacă îmi dai voie, prima dintre ele să fie oameni patrioți, care să-și iubească țara, care să-și apere țara, care să lupte pentru țară. A doua, să nu fie oameni corupți, să nu fie oameni, oameni hoți, să nu fie oameni care să aibă probleme cu legea. Uite, acum ne conduc oameni care au fost în pușcărie, care au fost condamnați, dar n-au nici intrat în pușcărie și așa mai departe. Și tot ei rămân acolo. Oameni care să dorească să facă ceva pentru țară. Și toți parlamentarii sunt așa. Ei toți asta spun. Noi suntem patrioți, noi suntem incoruptibili, noi suntem toți cei care candidează se supun acestei scheme. Da. Așa. Ai perfectă dreptate. Toți declară. Dar dacă rezultatele sunt altele, cum ai asigurarea că omul pe care îl alege comisia asta de 10 oameni pe care îi pui tu, într-adevăr sunt oameni din aceștia incoruptibili? Te referi la faptul că ar trebui
făcut legea lustrației în sensul acesta, adică niciun fost comunist să nu mai apuce la conducere, sau despre altceva este vorba? E bine lucrul acesta, chiar există lucrul acesta, doar că dosarele rămân ascunse și încă nu se știe cine a fost securist, cine nu a fost, cine a fost comunist. Uite, Iliescu a fost comunist și imediat a fost președinte. Nu neapărat asta. Eu cunosc o grămadă de oameni și noi ne cunoaștem între noi și pe internet, care încercăm să facem ceva, să luptăm împotriva sistemului. Sunt oameni, nu găsesc eu 120 de patrioți în toată țara asta sau peste hotare care s-au dus dintre români, pe care să iau și să-i pun, care au demonstrat de-a lungul vieților că-și iubesc țara, că-și apără țara și așa cum ei au putut, s-au manifestat împotriva acestui sistem. Găsim oamenii ăștia, deja am în minte o grămadă de oameni, trebuie doar aleși ca tot să aibă criteriile respective, să și le însușească și să corespundă cu aceste criterii. Bun, și ai pus comisia, au ales oameni, ce fel de oameni? Din fiecare județ ai spus? Trei persoane? E bine, din fiecare județ, trei persoane și persoanele respective să reprezinte județul respectiv. Acum, de exemplu, e adevărat că sunt iar reprezentați din județ, parlamentari și așa mai departe, dar ăștia merg în județ odată la 5 ani, nu, scuze, odată la 4 ani, când trebuie să mai dea un kilogram de zahăr, o găleată goală, măcar dacă ar da o plină și așa mai departe, și doar pentru asta merg în județ. Vreau ca oamenii respectivi, în județele lor, să aibă fiecare un birou permanent acolo, unde oamenii să meargă, să-și pună plângerile lor. Uite, domnul reprezentantul meu, uite, eu vreau asta, eu vreau să fac asta, eu vreau... Și așa mai departe. Oamenii respectivi, deși trebuie, e adevărat, să stea în capitală, la București, în camera reprezentanților, trebuie să aibă permanent acolo oameni, secretari și așa mai departe, care să culeagă toate informațiile deci, respective. Până în momentul acesta, în afară de schimbarea titulaturii din Parlament în camera reprezentanților, toate aceste lucruri parcă sunt la fel. Adică oamenii aceștia își iubesc țara, merg acasă în teritoriu, își fac o anumită activitate. Nu văd o deosebire marcantă între Parlament și Camera Reprezentanților. Doar la număr. Să zicem că suntem 40 de județe, 3 de județe, ar veni 120 de oameni care să conducă România. Da. Bun. Vreau să-ți dau un exemplu. Dacă e să ne uităm la oameni, să presupunem. Îi luăm pe politicienii din ziua de astăzi. 40 de oameni care ei ne reprezintă. Și te duci acolo și te uiți la ei ce fac în Parlament și nu mai vreau să vorbesc, că să știe ce au făcut și așa mai departe, și s-a apucat și dorm acolo. Spune-mi tu mie, cum poate ăla care doarme în Parlament, care stă pe banii noștri acolo, cum mă reprezintă el pe mine? Oamenii ăștia nu mă reprezintă absolut deloc. Ei s-au dus pentru lefurile lor, pentru afacerile lor, nu reprezintă poporul. Hai să schimbăm oamenii respectivi și să punem alți oameni care, într-adevăr, să lupte pentru mine. Asta e diferența de rezultate, nu de la număr. Păi avem și din județul ăla 5. Acum, bine, o să avem 3. Și care e diferența? Diferența între ce face pentru tine, ce face pentru mine. Asta e diferența. Și vreau să dau un exemplu care l-am dat și la alții, dacă îmi permiți. Să presupunem că, de exemplu, joacă fotbal, așa, mie îmi place mult să dau exemple de astea ca oamenii să înțeleagă ce vreau să spun. Să presupunem că joacă fotbal echipa națională a României cu echipa, ce echipă? Cu Spania, să zicem, eu stau acolo. Bun. Și suntem în minutul, partida e 90 de minute, suntem în minutul 20 și deja spaniolii ne conduc cu 30-0. Domnule, păi, nici nu s-a terminat meciul. Te iei de cap ce se va face până se va termina. Cu câte zerouri vor pierde noi până se va termina meciul. Și atunci, și nu numai că ei nu joacă, s-au pus fiecare pe teren, alții joacă cărți, alții table, alții șah, alții și așa mai departe. Ce fac ei? Nimeni nu joacă. Când arbitru fluieră să înceapă mingea de la centru, ei merg la centru, ia mingea și o bagă ei în poartă, își dau autogol. Întrebarea clar pe care eu vreau să pun. Ce vom face cu o astfel de echipă? Merită ca echipa respectivă să o lăsăm să meargă mai departe, să-și termine meciul? Nici de cum! I-ai dat afară și ai luat din tribună orice alți oameni luptători care vor să lupte și îi bagi pe teren în locul lor. Și o să vezi cum începi să câștige, dacă e la 30-0, vine 30-1, 30-2 și așa mai departe. Și în minutul 90,
am reușit să câștigăm meciul respectiv. Deci asta trebuie. Ei ne obligă ca să-i schimbăm, nu că vrem noi. Suntem obligați, pentru că doar ne-au dat autogol, doar pierdem meciul cu ei pe teren. Eu cred că ai dreptate, mulți ne-au dat autogol, dar așa cum spuneam, eu cunosc personal niște oameni de bine, oameni faini. Poate nu se pot opune sistemului din cauza faptului că, uite, eu am cunoscut chiar personal niște personalități extraordinare, oameni de bine, oameni incoruptibili, deosebiți de oameni, care au fost în Parlament și unii au încercat să facă ceva. Și n-au fost lăsați, pentru că sistemul este așa. Ideea este cum reușești să penetrezi ca să ai această asigurare că oamenii pe care alege această comisie sunt dintre cei buni. Nu cumva reprezentanții poporului sunt reprezentanții tăi în contextul acesta? Nu cumva acești trei oameni aleși din fiecare județ nu sunt reprezentanții poporului? Cum îi alege poporul pe ăștia trei ca să-i ducă? Nu prin niște alegeri? Aș vrea ca poporul să facă excepție de data aceasta. Facem o probă. Să facă excepție de la alegeri. Am putea, dacă comisia respectivă va aduna aceste persoane, va spune, uite, avem 150 de reprezentanți ai poporului, dacă tot vor alegeri, am putea să facem ca populația să spună dacă îi de acord cu aceste persoane sau nu. Dacă nu-i de acord, cu cine, adică nu sunteți de acord, și schimbăm persoanele respective, dar să vină cu dovezi. Ceea ce vreau să spun este faptul că trebuie să facem o excepție de data aceasta, ca să putem să facem ceva. Și să putem să avem încredere în oamenii respectivi. Un lucru foarte important. Toți oamenii care vor intra în structurile respective, inclusiv președintele, nu va avea imunitate. Acum ei fac ce vor, pentru că trebuie să voteze fiecare, ridică mâna, păi nu îl oferim justiție, pentru că noi am spus că nu vrem lucrul acesta. Am înțeles. Fără imunitate. Dacă cineva a greșit, automat scos afară și pedepsit așa cum trebuie pentru ceea ce au făcut. 120 de oameni în Camera Reprezentanților. Ce fac oamenii ăștia? E o întrebare foarte bună, pentru că oamenii ăștia nu vor fi puși acolo și gata, acum stăm liniștiți, suntem cei mai tari, facem ce vrem noi aici. Nu. Vreau ca sistemul respectiv să fie înclinat spre popor. Poporul va avea un cuvânt foarte mare de spus. Îmi place, de exemplu, sistemul elvețian, recunosc, nu știu toate amănuntele despre el, dar din câte știu, la orice lege foarte importantă, nu au multe legi pe care ele votează pe an, dar la legile respective fac un referendum. Trebuie să introducem un sistem prin care omul, prin internet, o să vedem cu specialiștii cum anume putem să introducem sistemul respectiv, în care populația să voteze legile respective. Acești reprezentanți doar va trebui să coordoneze, ei votează populația, dar ei să o facă sub formă de lege. Pentru că nu zic, gata, am votat că de acum nu știu ce. Nu, trebuie făcută legea respectivă, ei se adună, fac legea sau vin cu inițiativa și poporul le votează. Tot poporul va putea veni cu inițiative legislative, ceea ce acum îți trebuie 500.000 de semnături pentru așa ceva. Dar de ce să nu ascultăm poporul, ce vrea poporul? Hai, domnule, să coborâm numărul respectiv și să fie un număr de... Vii cu inițiativă, ei ca Camera Reprezentanților încearcă să vină cu o propunere în fața poporului și din nou poporul votează. Și e un lucru foarte bun pentru popor, pentru că am dat posibilitatea poporului la acțiune și să nu spună după aceea, uite acum atâta protestează, ba la guvern, ba la parlament, tot timpul sunt proteste. Foarte interesant ideea, doar că imaginează-ți că România nu este o enclavă care îți face ceva de capul ei. Noi suntem conduși după niște legi. Da. Dreptul lui Napoleon a fost baza justiției, a fost baza funcționării României. Da. După aceea, uite, s-a condus România după dreptul francez, cu legea datate pentru românii. De câțiva ani de zile suntem cu noile coduri. Adică ar trebui, după spusele tale, reformată toată justiția, absolut toate legile. Nu e o degringoladă chestia asta, dacă într-adevăr s-ar întâmpla? Da. Deci, într-adevăr, ar fi un cutremur
pe scara politică, atât internă cât și externă, dacă lucrurile acestea s-ar realiza. Dar ceea ce este cel mai important și cel mai frumos lucru, că acest cutremur este un cutremur în care, prin care să se pună toate lucrurile la locul lor așa cum trebuie. Acum lucrurile sunt anormale. Doar cei de sus își fac legile pentru ei și în defavoarea poporului. Poporul nu vrea legile pe care le dau, dar le bagă pe gură acolo, uite, nu-ți convine, poftim acolo. Nu-ți place, ne îți mai dau. Răspunderea. Asta e, așa zice guvernul. Da. Și trebuie schimbată treaba asta, nu se poate continua așa. Bun, cum faci campania electorală? Iarăși, îmi place foarte mult, nu știu, deși ideile sunt noi, nu se mai practică și așa mai departe, am o idee cu privire la campania electorală. Vreau să demonstrez că se poate face campania electorală, se pot câștiga alegerile fără să investești un cent sau un bănuț pentru lucrul acesta. Adică să nu mai fie afișe pe toate gardurile și cu milioane de euro și cu printuri și cu... Eu cred că afișele respective îs banii consumați degeaba, aruncați degeaba și aproape nu se uită nimeni la ele. Eu, sincer, nu mă uit absolut deloc. Niciodată nu stau să citesc, ia să vedem pe ce hoț trebuie să votăm. Nu, îs banii aruncați. Eu vreau să implic poporul ca fiecare dintre noi să lucreze la proiectul respectiv. Dacă ei cred în lucrul acesta, aș vrea să implic și să lucreze împreună, pentru că tot proiectul vreau să-l pun în mâinile poporului și poporul să lucreze. Și cum adică? Eu, de exemplu, dacă cineva vrea să finanțeze campania, o să spun, îmi pare rău, nu. Vreau să demonstrez că nu vreau să iau niciun ban de la nimeni, nici eu nu voi pune, nu voi accepta ca cineva să ofere și să demonstrez că tot lucrul acesta s-a făcut fără niciun cent și s-a câștigat. Și cum voi face lucrul acesta? Să zicem, îmi voi face un site, deocamdată nu am, pe măsură ce trece timpul și se apropie alegerile, îmi voi face un site și acolo o să-mi pun pozele respective cu sloganurile respective. De exemplu, am două care mie îmi vin în minte, acolo la poza respectivă. Un om din popor pentru popor, foarte important, și deși vrem să schimbăm tot sistemul, un alt slogan, ca să schimbăm tot, e nevoie de toți. E nevoie de fiecare dintre noi. Eu nu voi avea nici o șansă dacă în spatele meu nu voi avea poporul, dacă nu voi fi susținut de popor. Și cum voi implica poporul în acest proiect? Voi pune pozele respective pe site și acolo fiecare poate să descarce pozele respective și să-l ia afișul respectiv în ce format vrea el, să-l pună pe ușa lui de la apartament, pe gardul de la casa lui, să-l pună pe mașină, foarte important, dacă l-ai pe cheltuiala proprie. Pe cheltuiala proprie. Cât investești? Faci 10 copii, investești 10 lei, nici nu știu prețurile. Da, vezi că copiile alea trebuie puse pe un stick, stickul ăla trebuie dus la niște poze, ca să faci niște poze, trebuie un pic de timp ca să faci treaba asta. Mă rog, românul e comod să știi, da, la treburile bun, astea. Cornel, când e vorba de un proiect așa de mare, sunt sigur că orice om, chiar dacă trebuie să nu meargă, uite, astăzi nu mă duc la lucru, pentru că vreau să fac ceva pentru proiectul respectiv, lasă tot și merge, ia sticul, dacă nu are stick, își cumpără sticul respectiv și descarcă pozele respective, le copie și după aceea se duce și distribuie. Și nu numai asta, cât mai ales, dacă ai în familia ta, vorbești cu cei din familia ta, vorbești cu colegii de muncă, vorbești cu prietenii tăi, ia uite, e cineva care are proiectul respectiv, care poate să schimbe România, e nevoie de toți, avem nevoie să susținem persoana respectivă. Din gură în gură, cea mai bună metodă prin care poți să unești un popor și să-l faci să acționeze din gură în gură. Auzi ce zice Dan, fără bani ești mort, nici nu existi. Cum adun poporul? Te duci la primărie cu megafonul și chem poporul? Ești naiv. O întrebare, adică, da, o afirmație foarte interesantă, dar ar vrea să spun, am vorbit foarte mult, mai ales astăzi, de exemplu, am vorbit cu mulți care cu aproximație mi-au spus același lucru, și anume, ce faci tu ca să poți să schimbi sistemul? Cum vei reuși tu
o furnică micuță să pot să dărâm un sistem. Și aș vrea să apelez la, la un pasaj din Biblie și sunt sigur, pentru că țara noastră e o țară creștină, sunt sigur că majoritatea știu pasajul respectiv, în care Goliat se întâlnește cu David. Goliat, un uriaș foarte mare, puternic, și David, un copil micuț acolo. Și este confruntat cu acest uriaș. Și toți oamenii, când, pentru că uriașul respectiv câteva zile asta, dați-mi un om ca să-l lupte împotriva mea. Dacă cine câștiga războiul, țara lui câștiga, cine câștiga bătălia, țara lui câștiga războiul. Bun. Și toți erau în tranșee, ascunși acolo, nimeni nu vrea să iasă să lupte împotriva acestui uriaș. Și până la urmă vine David, dar cine e la ce strigă acolo? Păi să lupte cineva. Și ce? Nu se găsește nimeni. Păi nu, toți tremură așa. Ce deosebire între felul în care poporul vedea pe Goliat și felul în care David vedea pe Goliat? Foarte bună întrebare. Acum spun, bun, merge, de exemplu, David acolo, păi merg eu să lupt. Păi cum, mă, dar tu ești un copil, mă, tu ești un nimica, tu ești independent, mă, tu cum lupți împotriva partidului? Imposibil așa ceva. Și atunci zice, păi hai să zicem, dacă tot nu-i nimeni, mai strigă pe cineva, bă, mai e cineva, altcineva, nu-i nimeni. Bine, hai, nu, dacă tot nu-i nimeni, du-te tu, ia, uite, ia sabia de aici, ia scutul respectiv, ia coiful respectiv. Toate zice, stai, nu, mă, eu nu am nevoie de așa ceva. Eu mă duc și lupt și... Bă, dar tu chiar ești, scuze expresia, chiar ești tâmpit, mă. Pe lângă că ești mic, nici nu vrei să iei măcar o sabie și un scut ca să te apere acolo. Exact lucrul acesta se întâmplă și cu banii. Bă, dar tu pe lângă că ești independent, nici măcar nu accepți să fii sprijinit, chiar dacă cineva vrea să fii sprijinit. Nu, domnule, nu am nevoie de armele respective. Ce s-a întâmplat? David s-a dus pe câmpul de luptă și toți oamenii din poporul lui David, uitându-se la David și la Golia, zic, aoleu, păi ăsta cât de mare, aoleu, maică, praf îl face, știi? Și David se uită la Goliat, ceea ce gândește el, se uită la Goliat, păi, cât de mare e ăsta, și cu ochii închiși îl nimeresc. Imposibil să nu-l nimeresc cât de mare. Exact așa văd eu. Cu cât e mai mare sistemul, cu atât e mai ușor de dărâmat. Și cred din toată inima în lucrul acesta. Se poate dărâma. Dacă este cineva în frunte să meargă și să iasă, să aibă curajul să iasă din tranșee, să meargă să luptă, cu ajutorul lui Dumnezeu se poate face lucrul acesta. Și cu sprijinul poporului în spate. Eduard te întreabă, sistemul cu Camera Reprezentanților nu cumva e inspirat din sistemul politic american? Nu m-am gândit sincer la sistemul politic american. Chiar numele de Camera Reprezentanților, dacă nu mă înșel, este în Anglia, dar nu am vrut neapărat să copiez ceva de acolo, cât mai ales să scot un termen prin care omul să se simtă reprezentant. Dacă cineva se numește parlamentar, păi cuvântul parlamentar ceva, un vorbitor acolo vorbește, dar nu-i ceva care să mă reprezinte. Pe când Camera Reprezentanților, cineva care mă reprezintă pe mine ca popor. E foarte frumos. Oamenii să simt mai familiarizați cu acest termen și să simt parte din această structură. Uite, unii spun că n-ai șanse, ai șanse zero și că nu e marea realizare și că nu se prea poate, așa mai departe. Ce părere ai de treaba asta? Revin din nou la David și Goliat. Câte șanse i s-au dat lui David de biruință? Zero! Era imposibil! Zero! Și a biruit. Pentru mine, șansele sunt zero dacă le vedem cum le văd oamenii. Și dacă voi câștiga aceste alegeri și dacă șansele acestea zero vor deveni 100%, ce va spune persoana respectivă? O să spună, uite, Sorin, îmi pare rău, cu tine am greșit. Chiar vreau să-mi cer scuze pentru treaba asta. Și eu o să spun, auzi, nu am nevoie să-ți cer scuze, dar mă bucur că ai greșit atunci când ai făcut pronosticul respectiv. Daniel zice că poporul român nu e în stare să dea cu mătura în fața ușii, dar să mai se ducă să pună pe stic pozele, să le printeze pentru campanie electorală. Are dreptate atâta timp când niciodată nu a venit cineva care să reprezinte poporul. Pentru prima dată în istoria României, în istoria democratică a României, oamenii au șansa
să aleagă pe cineva din popor care se reprezinte. Oamenii au fost indiferenți, pentru la ce să mă duc eu să votez pe... Mă fac părtaș cu cineva hoții. Cineva putea să zică, dom'le, n-ai diplomație, nu știi să vorbești la nivelul, știu eu, politic, poate n-ai titluri academice, poate să spună oamenii tot fel de lucruri. Dacă ar fi să ne luăm după titlurile academice, mulți mi-au pus întrebarea asta, ce studii ai, ce și așa mai departe. Vreau să le spun un lucru. Am dat voie celor cu foarte multe diplome, uite, de exemplu, mă gândesc, dintre toți politicienii ăștia, știu că nu vreau să, n-am ce face, dau numele, dar sunt împotriva acestui personaj, așa, Adrian Năstase. Un om foarte deștept, trebuie să-l recunoaștem, deși hoț, foarte deștept, așa, și foarte multe diplome. Și spunem tu ce a făcut cu toate diplomele respective Adrian Năstase. O dus țara de râpă, el și tot guvernul lui și tot sistemul lui. Toți cei care acum au diplome și universități făcute, dacă astăzi nu are, mâine vine deja cu diploma făcută. Dacă vrei și eu, ți-aduc 100 de diplome. Spune-mi la ce universitate. Nu sunt eu personajul respectiv. Dar diplomele respective nu garantează că persoana aceea poate să lupte pentru popor. Așa că cine vrea diplome, tu nu ai nicio problemă, alege pe cineva cu diplome, dar să nu-mi spui după aceea, că, să nu vii la mine să-mi spui că persoana cu diplome n-a reușit să îți dea ție de lucru, persoana cu diplome a reușit să te lase pe tine fără păduri, a reușit să-ți vândă toate resursele naturale și ai rămas fără nimica, persoana cu diplome. Da, zice, este un fel de democrație directă, zice domnul exact. Mircea. Exact. Are dreptate. Democrație directă. Nu reprezentativă. Acum nu ai ce să faci decât îți pune în față. Bă, eu, de exemplu, sunt vegetarian și vine la mine cu 4 farfurii. Zice, nu, ce vrei să alegi? Carne de pui, carne de porc, carne de vită sau carne de pește? Păi stai mă, dar eu sunt vegetarian, eu nu mănânc nimica. Nu pot să aleg așa ceva. Nu pot să mănânc așa ceva. Nu pot că nu vomit. Ce să fac? Păi ia ce vrei. Nu iau nimica. Deci, tocmai asta. Și atunci eu zic, stop, nu vreau lucrul acesta, ceea ce mi se pune mie în față, adică să votez între hoți, și vreau ca să votez altceva. Uite, eu vreau farfuria respectivă pentru că are multă salată, are ceapă, are roșii și așa mai departe. Și aleg eu ceea ce vreau, nu ceea ce mi se bagă mie pe gât. E foarte bine termenul respectiv, democrație directă, și chiar lucrul acesta se va întâmpla dacă voi ajunge președinte. Cineva întreabă, dacă se întâmplă ce zici tu, ieșim din UE, dacă rămânem, ne supunem în continuare politicii UE? O întrebare Răzvan. Foarte, foarte bună, da, bravo Răzvan pentru întrebare. Știi cum e? Mie, de exemplu, acum când au fost alegerile în America, am rămas cu un lucru pe care Donald Trump l-a spus. Primul lucru, e foarte important ce faci tu prima dată, ca să dai un exemplu, să arăți care e ținta ta, care e linia ta pe care tu vei merge, care e drumul pe care vei merge. Și el a spus un cuvânt. În primul rând, America. Punct! Eu la fel zic. În primul rând, România. Nu mă interesează Uniunea Europeană. Nu spun că gata, de acum Uniunea Europeană afară, gata, NATO afară. Nu! Mă interesează România și mă interesează românii, poporul român. După aceea vom vedea ce se va mai întâmpla și cu restul. Dacă sunt unele lucruri în care, de exemplu, trebuie să naționalizăm toate pământurile care au fost vândute străinilor, trebuie naționalizate, trebuie să ale românilor trebuie luate înapoi, ei deja și-au făcut profitul pe terenuri, nu le dau nici măcar un ban. Dacă, de exemplu, au cumpărat terenul cu, cât să zicem, un hectar cu 200 de euro, dau un exemplu, așa, el în 10 ani de zile, în 5 ani de zile, a scos 20.000 de euro, el deja și-a făcut profitul. Și atunci eu i-am luat terenul înapoi, l-am naționalizat și aș vrea foarte mult, am, de exemplu, pe Facebook un program de guvernare, un proiect de țară în care spun acolo
toate naționalizările care trebuie făcute. Și rog oamenii să se uite, de exemplu, și pe pagina mea și să vadă proiectul de țară respectiv. Bun. De exemplu, resursele solului și subsolului, așa, resursele energetice. Păi, petrolul l-am dat. Și pe cât l-am dat petrolul? Păi ni se dă 9-4% dividende din ce extrag alții. Măi, dar până să vină alții la noi, nu am extras noi petrolul nostru? Întotdeauna au venit europeni, întotdeauna au venit canadieni, întotdeauna au venit americanii și au extras ei de la noi din subsol. Nu am extras noi, nu am trăit mai bine atunci când noi am extras lucrul acesta. De ce se extragă ei? Și atunci naționalizăm tot, ei deja, automat, se confiscă tot. Cineva mi-a pus întrebare. Păi doamnă, da, s-au cumpărat lucrurile astea. Cum dai banii înapoi dacă nu sunt bani? Nu dau bani, omule, pentru că ei deja și-au scos banii cu vârf și îndesat de ceea ce au extras până acum. Și am oprit, am confiscat toată investiția lor și România românilor. Și de acum începem să creștem. Și vreau să dau un exemplu prin lucrul acesta. Înainte, să spun întrebarea lui Răzvan. Bun, spunea, ne batem cap în cap cu ceea ce, cu interesele Europei, de exemplu. Foarte posibil, pentru că Austria nu o să accepte niciodată ca dintr-o dată România să închidă robinetul la tot petrolul care mergea direct, uite și petrolul din Marea Neagră merge direct, nici măcar nu intră prin România, direct la ei. Și normal că o să fie conflicte, dar este un furt care trebuie oprit. Eu, de exemplu, dacă iau canalul respectiv și vreau să duc de aici până acolo și canalul respectiv cu apă, vreau să dau la cineva apă să bea și e plină de găuri, găuri înseamnă mai ia și compania respectivă, mai ia și aia altă și țara respectivă și Austria și așa mai departe și vreau să duc acolo, păi nu mai apuc să-i dau la om să bea apă, pentru că deja am rămas fără nimica. Deci nu apuc să dau poporului din resursele lui, ale poporului, pentru că deja au furat alții. Și ce trebuie să facem? Să astupăm tot, toate găurile, să naționalizăm tot. Și după aceea mă duc și dau poporului ceea ce corespunde. Dacă am naționalizat, de exemplu, petrolul, doar pentru petrol, noi primim 4%. Știi ce înseamnă 96% într-un an? Dividendele respective, dacă le-am împărțit poporului, pentru că este extras din pământul românilor, din pământul poporului, îmi place foarte mult să spun cuvântul popor, așa, mă identific foarte bine cu el, dacă l-am extras de acolo, nu din grădina lui Ion, nu al lui Tanti Maria, din pământul românilor. Am extras produsul respectiv corespunde întregului popor. Și dacă eu ar fi să împart fiecăruia lucrul respectiv, profitul respectiv, știi cât s-ar reveni pe cap de locuitor pe an? 1600 de euro bani pe care oamenii i-ar putea primi doar de la petrol. Hai să ne gândim și la aurul care se extrage și la metalele care se extrag și așa mai departe. Câți bani ar avea românii? Și ce, numai puțin, ce pot să fac eu cu banii respectivi? Nu le dau banii respectivi, dar pot să fac altceva. Pot să le dau apă gratis la toată populația, pentru tot consumul populației. Pot să dau. Apa, de unde vine apa? Păi Dumnezeu dă din cer. Eu nu o produc ca și stat. Mi-e ușor. Doar plătesc curentul și pompele, am dat apă. Pot să dau curent gratis populației. Avem centrala de la Cernavodă, putem să o îmbunătățim, să o facem mai productivă, avem hidrocentrale și așa mai departe, putem să facem centrale eoliene și așa mai de astea energii alternative și din tot curentul pe care noi îl producem, în loc să-l vindem la alții pe nimica, l-am dat populației. Și încă nu mai plecați în Spania înapoi după aceea. Ăsta e și interesul. Și foarte bine lucrul acesta pe care l-ai punctat. Nu mai plecăm. Și mă bucur, nu vreau să merg. Nimeni nu vrea să stea dincolo dacă aici avem condiții foarte bune de a putea să ne dezvoltăm aici. Noi am plecat dincolo forțați de împrejurări. Nu poți. Cunosc oameni, de exemplu, îmi vine în minte cineva care a venit din America cu 1 milion de dolari ca să-și facă o afacere. O vreau să-și facă o pensiune,
uite, nu și-a terminat pensiunea, a rămas și fără bani, pentru că rechinim în fiecare zi la el, la el, la el, pentru că aveau de unde să ia. Și l-au lăsat pe om fără niciun ban și fără pensiunea terminată și omul a dat faliment. Ei, exact pentru lucrul acesta noi am fost nevoiți să plecăm afară. Cum ar fi dacă oamenii ar veni înapoi? Uite, vreau să te întreb un lucru. Din ce cauză, sau să întreb pe toți cei care ne ascultă, din ce cauză China este a doua țară din lume ca putere economică? Bine, China, hai să zicem. Bun, hai să zicem China. Dar, domnule, India, pe locul 5 în lume ca putere economică și te duci în India și oamenii mor de foame. Cum îți explici lucrul acesta? Și, într-adevăr, cifrele dovedesc că e pe locul 5 în lume. Și îți spun ce face ca o țară să fie puternică. Mulțimea populației face ca țara să fie puternică. Dacă noi suntem plecați în afară, cine lucrează aici pentru ca să producă? Nu există. Îți dau un exemplu. Să presupunem că ai acolo un hectar de pământ și vrei să pui pământ, să pui porumb acolo și ești un singur om și te apuci de dimineață până seara. Cât poți să faci tu? Abia ce faci două palme de pământ ce lucrezi, că nu mai poți. Dar pe bucata respectivă, deci cu alte cuvinte ce au lucrat, un singur om produci o cană de grăunțe. Dau un exemplu. Dacă, în schimb, pe același hectar mai vin și alți oameni și lucrează, deja producția a crescut și nu încape atâta porumb în studiorul acesta cât se poate lua de pe hectarul respectiv. Deci de aia invit pe toți românii, dacă vom schimba sistemul, să vină înapoi, pentru că doar stând aici cu toții, împreună, lucrând împreună, putem să ridicăm țara respectivă. Și în foarte scurt timp, nici nu îți dai seama și nici nu le vine la oameni să creadă, vom putea să creștem și să fim printre primele țări din lume, din punct de vedere economic. Mulțumesc, Sorin, pentru această seară. Multe comentarii aici pe Facebook, unele mai răutăcioase, altele mai frumoase. Oricum, văd că ai și susținători, unii te vor vota. Am văzut că ești un om credincios, vorbești despre Dumnezeu foarte lejer. Îți doresc succes în ceea ce ți-ai propus și poate că seara asta emisiunea noastră va fi văzută și de alții care te vor invita. Te duci, ești dispus să te duci la alte posturi de televiziune? Sunt dispus să merg peste tot unde pot să prezint proiectul meu, doar că nu voi merge cu sărmâna. Ca să pot să fiu primit undeva, trebuie să spun ceea ce vrea prezentatorul să spun sau ceea ce vrea partidul din spatele prezentatorului sau postului respectiv să spun. Nu, domnule, dacă mă primești, eu vin exact cu aceeași gândire pe care am avut-o în seara aceasta aici și pot să o prezint populației. Mulțumesc foarte mult, a fost împreună cu noi, doamnă și domnilor, domnul Sorin Budacan, antreprenor plecat în Spania cu dorința de a se reîntoarce pe meleagurile natale, nu doar ca un simplu cetățean, ci exact ca președinte al României. Mulțumim celor care ne-ați scris, celor care ne-ați văzut. Am văzut câteva reacții. Unii dintre noastre sunteți bucuroși, alții sunteți așa suspicioși, alții sunteți supărați. Oricum, știrea cea bună este că un român vrea să se întoarcă acasă. Acum, în ce calitate o să vă las pe dumneavoastră să decideți? Mulțumim grupurilor de Facebook care ne-au primit emisiunea, Român de Pretutindeni, AZŞ și celelalte. Sunt Cornel Drăvășan, vă dau întâlnire mâine seară, la revedere!